Deoarece există semnale că Ucraina draghează canalul Bâstroe, ceea ce poate provoca daune financiare și de mediu României, s-o dăm dracului de Ucraina. Să nu-i mai sprijinim pe ucraineni. Altfel, înseamnă că nu suntem patrioți. Ăsta e sloganul momentului propagat de zvonerii și răspândacii Kremlinului din România, înghițit pe nemestecate de românii cu discernământ deosebit de redus. Acestora încerc să le dau un vomitiv. Subsemnatul, ca om și ca român, susțin Ucraina, dar nu pentru că aș iubi-o. Statul vecin este rost de corupție mai ceva decât statul român. Politica față de minorități, între care cea română, este naționalist primitivă în raport cu atitudinea evoluată europeană față de minorități a României. Nu-mi place tot ce spune și ce face președintele Zelenski. Nu-i consider pe ucraineni un popor mai breaz decât altele. Singurul motiv pentru care îi admir este curajul și puterea de sacrificiu cu care luptă pentru a mai avea o țară. Dar nu susțin Ucraina numai pentru libertatea și suveranitatea ei, ci, în primul rând, pentru libertatea și suveranitatea României. Nu există nicio legătură între vechea problemă Bâstroe și susținerea Ucrainei de către România. Una-i una, alta-i alta. Acest diferend nu trebuie abordat altfel decât diplomatico-juridic, făcând apel la legislația și organismele europene de judecată, trimițând experți să vadă exact ce se întâmplă pe canal. Așa cum am procedat cu actualul ministru de externe Bogdan Aurescu, vârf de lance, în chestiunea celor 9700 km pătrați de platou continental disputați cu Ucraina, curtea de la Haga dând până la urmă câștig de cauză României. În schimb, a nu mai sprijini Ucraina e un gest de trădare a interesului național, căci Rusia lui Putin nu se află în război doar cu Ucraina, dar și cu Statele Unite și Europa, în special cu țările din flancul estic al NATO, pe care le amenință sistematic. Având ca bază de operații o Ucraina ocupată, Kremlinul va ataca inevitabil în stânga și în dreapta, pentru că asta e natura profundă, rațiunea de a fi a statului prădător rus. Și nu neapărat pe calea invaziei militare. Republica Moldova, da, ar fi cotropită în 24 de ore la cererea poporului moldovean, adică Șor, partidul gangsteresc al lui Putin. Rechinul din Kremlin a pregătit terenul, anulându-și propriul decret din 2012 care consfințea integritatea și suveranitatea Moldovei în raport cu Transnistria. Ungaria și Austria nu e nevoie să fie cucerite. Sunt deja gubernii ale Rusiei, ca și Serbia. Puternica și hotărât antirusă Polonie nu va fi prima țintă de pe listă. În România și Bulgaria însă, deși membre NATO și UE, există formațiuni, televiziuni și site-uri pro-Putin, precum și politicieni păpușați de Kremlin în toate partidele. Unul dintre ei e acum pe canalul Bâstroe și face ordine. Acestea pot fi pompate financiar de Rusia și ajutate prin orice mijloace, inclusiv asasinate politice, specialitatea KGB, despre care vorbea șeful Serviciului Secret al Ucrainei, să ajungă la putere, după care ocupația rusă se va pune în practică fără un foc de armă, cum se întâmplă acum cu Belarus, după ce dictatorul Lukashenko a fost menținut prin forță la conducere de echipele de ucigași ale Moscovei. Iată de ce gesturile incorrecte ale Ucrainei, care nu trebuie trecute cu vederea, nu mă vor determina vreodată să nu mai susțin în lupta ei de apărare. Rusia a fost, de veacuri, este și va rămâne cel mai puternic
și mai crud dușman al României, al Europei, al democrației și libertății pe care nu le va avea niciodată.